Noaptea de 21 spre 22 iunie, la ora 1:34, iubitorii de fenomene astronomice au putut observa un spectacol ceresc foarte rar care se petrece odată la 50 de ani. Este vorba de luna plină însoțită de ploaia de stele care a putut fi admirată și pe cerul României și al Europei. Luna plină în această perioadă și cu pleiadele, cu ploaia de stele din pleiadele, la norul pleiadelor din zona din constelația Taurus, avea legătură cu fenomenele astea meteorologice care există la ora actuală în zona din Carpați și în partea de centru a Europei. Lucrurile sunt destul de neplăcute și se anunță mari transformări legate de vreme. Vremele, atât ploile cât și schimbările de temperatură, vor fi extraordinar de mari, chiar mai mari decât în urmă cu 2 ani de zile. Astronomii spun că spectacolul ceresc este legat de tranzitarea planetei Mercur pe discul solar, fenomen care a avut loc recent. Din păcate, luna plină determină și fenomenele meteorologice extreme care au avut loc și în România în ultima vreme și care vor continua în această vară, având consecințe nefaste pentru agricultură din cauza alternanțelor bruște de la temperaturi foarte mari până la temperaturi joase, cu grindină și ninsori la altitudini mari. Legătură care există la ora actuală și cu ceva fenomene solare, care sunt ca urmare a tranzitului planetei Mercur pe discul solar, care au fost în urmă cu câteva luni de zile. Sunt multe de spus, dar prin telefon e cam greu. Deci asta înseamnă fenomene meteorologice agresive, de astea da, cu tornade, cu temperaturi, fenomenul astfel, deci care vor influența foarte negativ recoltele de anul acesta. S-ar părea că apar și disploile cu forma lor acidă, va duce la necazul de ceea ce privește agricultura. Luna plină a fost denumită în popor și luna căpșună, denumire atribuită fenomenului astronomic care are loc odată la jumătate de secol. Luna nu a fost colorată în roșu sau roz, cum s-ar crede, dar oamenii i-au dat această denumire pentru că fenomenul astronomic coincide cu începerea recoltei culturilor de căpșuni. Fenomenul este cu atât mai rar cu cât anul acesta el coincide cu solstițiul de vară, moment în care soarele se află la cea mai mare înălțime față de ecuator. Este știut faptul că Pământul execută anual o mișcare de revoluție în jurul soarelui, cât și o mișcare diurnă de rotație în jurul axei polilor terestre, care nu este constant perpendiculară pe planul orbitei Pământului. Din cauza acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de soare inegal în decursul unui an, fapt care duce la inegalitatea zilelor și a nopților și la succesiunea anotimpurilor. Începând din această noapte, zilele încep să scadă treptat până pe 21 decembrie, când va avea loc solstițiul de iarnă.